Mulțumesc pentru prezentare. Aș completa aceste prezentări că împreună cu noi este și fiul nostru cel mai mic, Gabriel Emilian, care acum este de 14 ani și este aici nu pentru că am zis haide cu noi, ci pentru că a decis el. La 14 ani, când a primit buletinul, i-am spus te declar bărbat. Așa că noi respectăm deciziile și el a hotărât să fie cu noi, deși duminica trecută am mai auzit odată predica asta în mănășturi. Așa că eu sunt tare mulțumit să am o astfel de familie și să am un astfel de flăcău. După cum știți, Daniel s-a căsătorit de peste un an și jumătate și este bine la casa lui și avem această mulțumire extraordinară să ne spună nora noastră că i-am dat cel mai bun bărbat din lume. Așa că cei care știți istoria noastră și știți coșmarul prin care el a trecut și noi împreună cu el timp de 6 ani, înțelegeți câtă bucurie și mulțumire avem în inimă în aceste momente, din pricina credincioșiei lui Dumnezeu. Și când ne gândim la Dumnezeu, spunem, nu există nicio altă dovadă mai mare pe lângă ceea ce știm despre El din Scripturi decât ceea ce ni s-a întâmplat nouă. Pentru că am experimentat de atâtea ori puterea Lui desăvârșită, dincolo de orice așteptări și imaginație omenească. Nu este timpul acum să vă povestesc despre aceste lucruri, dar mulți dintre voi le știți și vă bucurați împreună cu noi. Că mulți dintre voi ați fost părtași la zbaterea noastră și la rugăciunile noastre și acum vă mulțumesc pentru că ați fost parte acestei bătălii pe care am dus-o în timpul încercărilor noastre. În această dimineață citim din Geneza, din capitolul 25, de la versetul 19 la 34 și apoi din capitolul 28, de la versetul 10 la 22. Și pentru că știu că nu este o problemă să stați în picioare, aș vrea să citim acest cuvânt ca venind din partea lui Dumnezeu, iar cei care stați greu în picioare simțiți-vă liberi să rămâneți pe scaune. Haideți să citim din Geneza 25, de la capitolul 19 la 34 și apoi 28 de la 10 la 22. Iată spița neamului lui Isaac, fiul lui Avraam. Avraam a născut pe Isaac. Isaac era în vârstă de 40 de ani când a luat de nevastă pe Rebeca, fata lui Betuel Arameul din Padam Aram și sora lui Laban Arameul. Isaac s-a rugat Domnului pentru nevastă sa, căci era stearpă. Și Domnul l-a ascultat. Nevastă sa Rebeca a rămas însărcinată. Copiii se băteau în pântecele ei și i-a zis, dacă e așa, pentru ce mai sunt însărcinată? S-a dus să întrebe pe Domnul și Domnul i-a zis, două neamuri sunt în pântecele tău și două popoare se vor despărți la ieșirea din pântecele tău. Unul din noaradele acestea va fi mai tare decât celălalt și cel mai mare va sluji celui mai mic. S-au împlinit zilele când avea să nască și iată că în pântecele ei erau doi gemeni. Cel din tâi era roșu de tot, ca o manta de păr și de aceea i-au pus numele Esau, adică păros. Apoi a ieșit fratele său care ținea cu mâna de călcâi pe Esau și de aceea i-au pus numele Iacov, adică cel ce ține de călcâi. Isaac era în vârstă de 60 de ani când s-au născut ei. Băieții aceștia s-au făcut mari. Esau a ajuns un vânător îndemânatic, un om care își petrecea vremea mai mult pe câmp, dar Iacov era un om liniștit, care stătea acasă, în corturi. Isaac iubea pe Esau pentru că mânca din vânatul lui. Rebeca însă iubea mai mult pe Iacov. Odată pe când fierbea Iacov o ciorbă, Esau s-a întors de la câmp rupt de oboseală și Esau a zis lui Iacov, dă-mi te rog să mănânc din ciorba aceasta roșiatică, fiindcă sunt rupt de oboseală. Pentru aceea s-a dat lui Esau numele Edom, adică roșu. Iacov a zis, vinde-mi-ați dreptul tău de întâi născut. Esau a răspuns, iată-mă, sunt pe moarte. La ce-mi slujește dreptul acesta de întâi născut? Și Iacov i-a zis, jură-mi întâi. Esau i-a jurat și astfel și-a vândut dreptul de întâi născut lui Iacov. Atunci Iacov a dat lui Esau pâine și ciorbă de linte. El a mâncat și a băut, apoi s-a sculat și a plecat. Astfel și-a nesocotit Esau dreptul de întâi născut. Capitolul 28, de la 10.
Iacov a plecat din Beersheba și și-a luat drumul spre Haran. A ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte, căci a sfințise soarele. A luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Și a visat o scară rezemată de pământ, al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Și Domnul stătea deasupra ei și zicea: Eu sunt Domnul, Dumnezeul tatălui tău Avraam și Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care ești culcat ți-l voi da ție și seminției tale. Sămânța ta va fi ca pulberea pământului. Te vei întinde la apus și la răsărit, la miază noapte și la miază zi, și toate familiile pământului vor fi binecuvântate în tine și în sămânța ta. Iată, eu sunt cu tine, te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce spun. Iacov s-a trezit din somn și a zis: Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. I-a fost frică și a zis: Cât de înfricoșător este locul acesta, aici este casa lui Dumnezeu, aici este poarta cerurilor. Și Iacov s-a sculat dis de dimineață, a luat piatra pe care o pusese căpătâi, a pus-o ca stâlp de aducere aminte și a turnat un de lemn pe vârful ei. A dat locului acestuia numele Betel, casa lui Dumnezeu, dar mai înainte cetatea se numea Luz. Iacov a făcut o juruință și a zis: Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac și dacă mă voi întoarce în pace în casa tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu. Piatra aceasta pe care am pus-o ca stâlp de aducere aminte va fi casa lui Dumnezeu și îți voi da 10-a parte din tot ce îmi vei da. Amin. Vă rog să luați loc. În capitolul 1, în versetul 26, ne spune că Dumnezeu a hotărât și a zis să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. În versetul 27, în următorul, spune că Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Eu cred că aici avem cheia înțelegerii întregii Scripturi. Pentru că acest om, după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, n-a fost încă terminat. Aceasta este declarația de scop a Scripturii, a întregului plan al lui Dumnezeu. Și imediat după creația inițială avem o cădere. Și știm că în Hristos Dumnezeu vrea să-L creeze pe acela care este după chipul și asemănarea sa. Sunt oamenii ca noi, cei de aici. Oameni care se îndreaptă spre Hristos, oameni care cred. În epistola lui Pavel către Efeseni, în capitolul 4, ni se spune că omul acesta, după chipul lui Dumnezeu, este cel care se înnoiește spre cunoștința celui care l-a creat. Și vedem că Iisus Hristos a trăit pe pământ ca omul după chipul lui Dumnezeu. Și toată opera lui Dumnezeu de-a lungul istoriei este să creeze o astfel de ființă din tine și din cei care deschid inima spre această ambiție a lui Dumnezeu de a ne face asemenea chipului Fiului Său. Istoria zidirii chipului lui Dumnezeu, istoria facerii unui nume, se termină de-abia în Apocalipsa, în momentul în care noi, ca ființe create de Dumnezeu, născute din nou, răscumpărate prin sângele Domnului Iisus Hristos, care este viu în vecii vecilor și este marele nostru preot, în momentul acela când noi vom sta față în față cu Dumnezeu și vom vedea fața lui Dumnezeu. Moise, care a vorbit față în față cu Dumnezeu, nu i-a putut vedea fața, deși vorbea ca și cu un om cu Dumnezeu. Și Dumnezeu i-a spus: nu se poate să-mi vadă cineva fața și să trăiască. Avem nevoie de o altă natură, de o altă structură ca să putem vedea fața lui Dumnezeu. Dar momentul acesta când vom privi fața lui Dumnezeu va fi momentul când vom fi pătrunși de tot ceea ce este El. Și acea sămânță a naturii dumnezeiești despre care vorbește Apostolul Petru va ajunge la desăvârșire și vom deveni exact asemenea lui Iisus Hristos. Dar din pricina inimii noastre recunoscătoare vom păstra atitudinea aceea de rob recunoscător.
Acesta este contextul textului pe care l-am citit. Iar contextul imediat este acela al chemării lui Avram pentru ca în urma căderii omului Dumnezeu să înceapă formarea canalului binecuvântării prin care avea să vină Iisus Hristos. Cheia planului lui Dumnezeu. Și l-am văzut de curând pe Avram, stând față în față cu Dumnezeu, cu propriul lui fiu pe care îl aducea jertfă. Și îl vedem în textul acela pe Dumnezeu însuși, făcând o repetiție pentru ceea ce avea să aducă el în istorie mai târziu. Când pe același munte, în același loc, avea să vină el cum venise Isaac, împreună cu tatăl său Avram, ducând lemnele în spate, ducându-și povara propriului sacrificiu. Și Dumnezeu, urmărindu-l și mergând împreună cu el și uitându-se la Avram, pentru care s-a auzit un glas din cer: să nu faci niciun rău băiatului, știu acum că te temi de Dumnezeu. Și în locul lui, a lui Isaac, era un țap încurcat într-un tufiș care a fost dus ca jertfă. Când Dumnezeu făcea această repetiție generală, punându-se pe sine în ființa lui Avram, Dumnezeu însuși purta emoția acestei hotărâri a unui om de a asculta de el, fără nicio condiționare, convins, ne spune Epistola către Evrei, că el îl va duce jertfă, dar Dumnezeu îl va învia din morți. Pentru că știa că Dumnezeu nu-și poate întoarce cuvântul. Pentru el era atât de clar. Experiența era atât de clară prin nașterea lui Isaac, încât zicea, nu se poate altfel. Îl aduc ca jertfă, dar Dumnezeu îl va învia. Și în acele momente, Dumnezeu însuși, care s-a hotărât să ne facă asemenea lui, după chipul său, să personalizeze acest chip pentru noi fiecare într-un mod individual, dându-ne un nume diferit când ajungem în ceruri. A purtat această tragedie în sine, știind că va veni vremea când fiul său, cu altă sarcină de lemn în spate, cu crucea, va ajunge pe același deal și nu va fi nimeni să zică să nu faci niciun rău băiatului, ci va trebui să meargă până la capăt. Și într-un fel, hotărârea lui Avram de atunci, am putea să spunem că prin el omenirea s-a calificat pentru împlinirea a ceea ce a promis Dumnezeu. Pentru că moștenirile se dobândesc prin răbdare și credință. De-abia așa intrăm în posesia făgăduințelor făcute de Dumnezeu. Apoi îl vedem pe Isaac, despre care am avut impresia că e un personaj șters. Nu e deloc un personaj șters. El este foarte sigur în ce face. Intră în relație cu Abimelec din Gerar și îi se mulțește averea. Și cei de acolo zic, pleacă, e prea mult. Și el pleacă. Apoi vin la el și spun, te rugăm, încheie un legământ cu noi. Ne-e frică de tine. Domnul este cu tine. Și Isaac desface din nou fântânile zidite de tatăl, săpate de tatăl său, care au fost asupate între timp și foarte activ. Problema lui însă este că nu se prea leagă de planul lui Dumnezeu și nu îl prea interesează. Multă vreme este departe de planul acesta. Am crezut că Isaac este prea moleu ca să se însoare și îi trimite tatăl său pe Eleazar să îi pețească o nevastă. Dar când vine, Eleazar îi dă lui raportul ce s-a întâmplat.
Isaac a dat o binecuvântare fiilor săi, însă a dat-o din fire. Inițial. Pentru că între momentul acesta al nașterii celor doi gemeni pe care l-am citit și această fugă a lui Iacov de Esau, este momentul acela pe care bine îl știți cei mai mulți dintre dumneavoastră, în care Isaac, bătrânul de acum, orb din pricina bătrâneții, vrea să dea binecuvântare celui mai mare, uitând ceea ce a spus Dumnezeu cândva despre Iacov, că va fi cel din tâi. Și binecuvântarea aceasta vrea să o dea, cum spuneam, din fire. Vreau să mănânc, să simt gustul mâncării, să-mi producă cuvintele care să le spun în binecuvântare, să te pot binecuvânta, Esau. Du-te și prinde niște vânat și pregătește-mi o mâncare bună, așa să-mi pice bine, să-mi vine cuvinte potrivite și să simt mirosul tău, acela de om activ, care e pe câmp, care probabil o neîmplinire pe care Isaac a avut-o, pentru că, în mod ciudat, Iacov semăna cu el mai degrabă, așa, mai de casă. Dar poate această neîmplinire pe care a purtat-o toată viața îl făcea să dorească aceste simțăminte pe care le producea fiul său, vânătorul, cel activ, cel sigur, cel puternic din casa lor. Dar, în momentul în care se înspăimântă Isaac că a dat o binecuvântare greșit, pentru că Iacov cu șiretlicul mamei lui a venit și s-a îmbrăcat cu hainele lui Esau și a pus blană de capră să se simtă că e păros, a gătit maică sa o mâncare gustoasă, chiar dacă nu era de vânat, a fost la fel de bună, știa ea ce-i place soțului ei să mănânce și l-a trimis pe Iacov să îi ducă mâncarea tatălui său. Și stârnit de mirosul hainelor lui Iacov și de gustul bun al mâncării, rostește o binecuvântare ținută de toate lucrurile care le poate da pământul, de tot ceea ce își poate dori în relație cu vrăjmașii lui. Dar, sub influența Rebecăi, când s-a produs dezastrul acesta în familie, când Esau a luat hotărârea să-l omoare pe Iacov și Rebecca i-a zis, trebuie să fugi. În momentul acela se trezește ca din somn Isaac. Își aduce aminte de planul lui Dumnezeu. Isaac n-a fost un tată bun. Și nici Rebecca n-a fost o mamă bună. Mă gândesc la ei, că ne spune Scriptura că li se mâhnea sufletul din pricina fetelor lui Het, pe care Esau le-a luat de neveste, a luat două neveste dintre cananiți, fetele lui Het. Și de-abia în momentul în care Iacov și Rebecca îl trimit pe Iacov, Isaac și Rebecca îl trimit pe Iacov în Padan Aram, în Haran, ca să-și ia nevastă de acolo, de-abia atunci înțelege Esau că fetele cananiților nu-i plăceau tatălui lui. A trebuit să-și ia două neveste, să se întâmple ce s-a întâmplat și să plece Iacov să-și ia nevastă de unde place părinților lui, ca să afle că aceste fete nu-i plac tatălui lui. Și atunci bietul Esau încearcă să repare lucrurile. Zice, dacă el este trimis la rudenii ca să-și ia nevastă de acolo din rudeniile mamei, atunci îmi iau și eu o nevastă din rudeniile noastre, ale tatălui, și merge și mai ia două neveste din fetele lui Ismael. Este tristă această neînțelegere. Dar când mă uit, este și mai trist că Isaac nu l-a învățat nimic de-a lungul unei vieți despre astea. Doar a suferit pentru ce a făcut. Și acum, când se dezmeticește dintr-o dată din somn și ochii lăuntrului lui se trezesc la acest om bătrân de acum, se oprește, îl cheamă pe Iacov, îl trimite și dă o binecuvântare în virtutea planului lui Dumnezeu, de bunăvoie. De aceea poate să spună autorul cărții către evrei, prin credință a dat Isaac lui Iacov și Esau o binecuvântare care avea în vedere lucrurile viitoare.
Poporul mai mare și mai puternic avea să fie din cel mai mic din Iacov. Și era poporul binecuvântării, ales de Dumnezeu. Aș vrea să analizăm în această dimineață partea de text din capitolul 28. După ce am citit narațiunea din capitolul 25 legată de nașterea lor și de primul conflict în care Esau își vinde dreptul de întâi născut. Iacov a plecat din Beersheba și a luat drumul spre Haran. Un drum lung de vreo 700 de kilometri pe care urma să-l facă. Ni se relatează un popas pe care l-a avut în versetele 1 și 2, în versetul 11, a ajuns într-un loc unde a rămas peste noapte. Căci a simțise soarele, a luat o piatră de acolo, a pus-o căpătâi și s-a culcat în locul acela. Câte nopți a fi dormit Iacov în drumul lui spre Haran? Era aici, în cetatea Luz, undeva afară. Și toată povestea aceasta ar fi rămas fără niciun ecou dacă nu s-ar fi întâmplat ceva special. Se arată Dumnezeu, care are o promisiune față de el. Este un vis. Dar unul din acele vise care nu este confundabil cu nimic. Îi este clar că Dumnezeu s-a arătat. Este prima dată când Domnul îi vorbește cu Iacov direct. Îi vorbește lui. Și confirmă că el este cel despre care a auzit din copilărie. Cu siguranță Rebeca, iubindu-l, i-a povestit ce s-a întâmplat când erau ei în burtica mamei, cum se băteau acolo, cum a înțeles că el este preferatul Domnului și de aceea a devenit preferatul ei. Este prima dată când Domnul însuși îi spune, Iacov, așa este. Și nu se prezintă spunându-i, eu sunt Dumnezeul tău. Eu sunt Dumnezeul lui Avram. Și sunt Dumnezeul tatălui tău, Isaac. Nu-i spune că sunt Dumnezeul tău. Pentru că Iacov încă n-avea disponibilitatea și toată deschiderea și înțelegerea pe care a avut-o Avram și pe care a avut-o Isaac în acest ultim moment al despărțirii de el. În momentul acela Isaac a devenit un alt om. Și din acel moment Dumnezeu a putut să spună că este Dumnezeul lui Isaac. Când a înțeles planul lui, chiar dacă a fost la bătrânețe, în prag de plecare din lumea aceasta. Și se arată și îi vorbește despre pământul promis lui Avram și zice, tu dormi pe acest pământ, ție ți-l voi da. L-a pus, l-a răsărit, la nord și la sud. Ție ți-l voi da. Apoi, nu numai atât, dar din tine va ieși un popor. Și repetă promisiunea făcută lui Avram. Este o sămânță care va ieși din tine, referința la Hristos. Și toate națiunile pământului vor fi binecuvântate în această sămânță care va ieși pe această linie care pleacă din tine. Nu din fratele tău Esau, nu din Ismael, din tine. Prin tine va merge totul mai departe. Crearea acelui nume, acelui chip al lui Dumnezeu se va face pe această linie a ta, Iacov. Și mai spune ceva Dumnezeu. Eu, Dumnezeu, voi fi cu tine și voi împlini ce-ți spun. Nu mă voi lăsa până nu voi duce la îndeplinire lucrurile acestea. Ne uităm la reacția lui Iacov. Primul lucru pe care îl spune. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Câți dintre noi ne trăim viața fără să știm că în locul în care suntem este Dumnezeu? Oare era Dumnezeu și înainte acolo? A fost acolo și când a dormit cu o noapte înainte și în nopțile următoare?
Abia atunci când deschidem ochii, într-un fel sau altul, Iacov într-un mod dramatic, când i s-a arătat Domnul în vis, de-abia atunci conștientizăm. Noi trăim într-un univers în care Dumnezeu este prezent, în care lumea lui Dumnezeu se întrepătrunde cu lumea noastră, în care pământul pe care călcăm este sfânt, așa cum a înțeles odată Moise, în rugul acela aprins. Când Domnul i-a spus, pământul pe care ești este sfânt, scoateți încălțămintea, sunt aici. Acest moment schimbă orice perspectivă a percepției în viața, în inima lui Iacov. Cât de înfricoșător este locul acesta? Conștiența prezenței lui Dumnezeu, apoi teama în fața prezenței lui Dumnezeu. De ce s-ar fi temut? De ce ne-am teme noi într-un asemenea moment? Oare nu din pricina realității a ceea ce este în noi? Apoi, aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. În visul lui era o scară, pornea de pe pământ și era rezemată undeva în cer. Și îngerii lui Dumnezeu se urcau pe scara aceasta și coborau. Și el înțelege, Dumnezeu e aici și unde este Dumnezeu sunt îngerii. Și de la Dumnezeu îngerii urcă spre ceruri, pentru că Dumnezeu e în locul acesta. A înțeles că sunt două lumi. Este prima dată când își clarifică într-un mod cu totul diferit această realitate. Suntem în două lumi, în cea materială și cea spirituală, și există o legătură între aceste două lumi. El zice, am văzut o poartă, aici e poarta cerurilor. Și acționează. Imediat piatra pe care a dormit o pune acolo și zice, semn de aducere aminte. O unge cu un de lemn ca un semn al alegerii speciale. Pentru el este ceva cu totul deosebit. N-a mai întâlnit în viața lui un asemenea moment, un asemenea eveniment, n-a mai trăit. Și acum un lucru banal care a folosit ca și pernă devine obiectul recunoștinței, aducerea aminte pentru el. Ce piatra aceasta o pun aici ca aducerea aminte, ca semn de aducerea aminte. Pentru că aici, în locul acesta, este casa lui Dumnezeu și dă numele Betel, casa lui Dumnezeu, locului aceluia. Cetatea se numea Luz mai înainte, de acum este casa lui Dumnezeu, din pricina experienței lui personale. O casă a lui Dumnezeu, aici pe pământ. O poartă care se deschide spre cer, dinspre casa lui Dumnezeu. Acționează cum poate mai bine, conform informațiilor pe care le-a adunat până atunci și a experienței avute de curând. Chiar în zorii dimineții face lucrurile acestea. Cât poate de repede, cum se trezește în dimineața aceea. Dar după ce analizează visul și trage concluzia prezenței lui Dumnezeu, după ce acționează, are un angajament pe care le-a înaintea lui Dumnezeu. Vreau să observați că acest angajament este luat dintr-o inimă sinceră și cercetată de Dumnezeu, plină de dorința de a-L sluji pe Dumnezeu. Iacov nu era încă un om transformat. Dumnezeu era Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Avram. Dar Dumnezeu se apropie de el, ce este în planul meu. La nivelul la care era, aplicația lui a fost extrem de mare, imensă. Iacov nici măcar nu îndrăznește să vorbească direct cu Dumnezeu. E ca și cum povestește cu cineva. Dacă va fi Dumnezeu cu mine și mă va păzi în timpul călătoriei pe care o fac, dacă îmi va da pâine să mănânc și haine să mă îmbrac, așa începe el. Și dacă mă voi întoarce în țara tatălui meu, atunci Domnul va fi Dumnezeul meu.
de-abia la sfârșit, când promite zeciuială din tot ce va primi de la Dumnezeu, vorbește direct. Și îți voi da a zecea parte din tot ce îmi vei da. Îl văd pe Iacov timid, speriat, neîndrăznit să-și ridice ochii spre Dumnezeu. Vorbind cu un personaj imaginar, Domnul va fi dacă va face așa, și după aia, în final, îndrăzni să-și ridice ochii în sus și să zică: și-ți dau a zecea parte din tot ce îmi vei da. L-am etichetat pe Iacov, înșelătorul de Iacov. Firescul de Iacov, care vrea să-i slujească lui Dumnezeu doar pentru ce-i dă Dumnezeu. Dați-mi voie să vă spun că Iacov în această împrejurare a fost de nota 10. Nu putea nici un picuț mai mult în acest moment. Și nu aștepta Dumnezeu nimic mai mult de la el în acest moment. Dacă ne gândim la alte personaje, la Avram. Lui Avram i-a trebuit o viață întreagă pentru a înțelege că Dumnezeu este răsplata lui cea foarte mare. Ca să înțeleagă că acea țară promisă este undeva în ceruri și că va muri cu mâinile goale aici. Și așteptăm de la Iacov la prima întâlnire cu Dumnezeu să fie dintr-o dată perfect și de nota 10. Iov, neprihănitul Iov, a trecut printr-o școală intensivă a lui Dumnezeu, a unei suferințe dincolo de imaginația noastră, ca încet, încet, în timpul frământărilor lui, religia lui să se transforme într-o relație cu Dumnezeu. Lui Moise i-au trebuit 40 de ani în școala egipteană, 40 de ani apoi în școala pustiului și după aceea încă 40 de ani cu un popor încăpățânat. Ca să treacă de la inițiativa lui de a împlini planul lui Dumnezeu prin uciderea celui egiptean la blândețea care a dat-o apoi Dumnezeu, răbdând acest popor, luptând pentru el și preferând să moară el, dar Dumnezeu să-i ierte. Dacă venim mai aproape de noi, în Noul Testament, ucenicilor le-a trebuit 3 ani și jumătate în prezența lui Iisus, care apoi a înviat din morți, pentru a înțelege că Iisus nu este fiul lui Iosif, ci fiul lui Dumnezeu. Și că Iosif a fost doar un tutore legal. Dacă așa stau lucrurile, înseamnă că relația noastră cu Dumnezeu este una progresivă, în care înțelegem lucrurile pe rând. Îl avem pe Avram, care la 100 de ani este convins că nu mai are niciun motiv să se îndoiască de Dumnezeu. Îl vedem pe Isaac când nu mai vede, când e bătrân, după ce a făcut greșel după greșel, că se dezmeticește dintr-o dată. Și pentru Dumnezeu este de ajuns. Pentru că fiecare dintre noi parcurgem o traiectorie diferită și răspundem diferit la provocările vieții. Pe acest drum pe care Dumnezeu conturează chipul Fiului Său, înțelegem încet, încet ce așteaptă El de la noi și ne punem de acord. Este o experiență personală a fiecăruia dintre noi. Nu este un moment în care înțelegem totul dintr-o dată. Când mă gândesc la viața mea, îi mulțumesc lui Dumnezeu că m-a găsit de timpuriu și m-am întors la 20 și ceva de ani spre El. Dar de la acel moment în care am făcut declarații
extraordinare în entuziasmul tinereții, în predicile pe care le țineam, care erau corecte din punct de vedere teologic. Multe dintre ele erau corecte. Dar a trebuit să vină ani și ani de zile în care încet, încet Dumnezeu să aplice lucrurile pe care le-am spus și pe care le-am știut vieții mele, să le adauge trăirii mele. A trebuit să fie ani grei de încercare ca prin ei să înțeleg cum este Dumnezeu, să învăț să iubesc ca și El. În măsura în care pot să iubesc ca și El. Dar să învăț ceva din asta, să imit ceva din asta, să semăn cât de cât cu Fiul Lui. A trebuit să treacă mulți ani de zile să-mi dau seama că am fost săcăitor pentru prietenii mei care m-au răbdat în grupul de studiu biblic zeci de ani, din pricina anumitor porniri, anumitor moduri în care reacționam. Trebuie să treacă un timp până să înțelegem că binecuvântările lui Dumnezeu pentru noi sunt duhovnicești, în locurile cerești, în Hristos și nu materiale. Ne trebuie o viață pentru aceasta. Și poate că dacă n-ar veni moartea să ne oblige să ne desprindem de trupul acesta, niciodată cei mai mulți dintre noi n-am acceptat ceea ce ne oferă Dumnezeu. Și bucuria și întâietatea, și să acordăm prioritate acestor binecuvântări duhovnicești în viața noastră, care țin de răscumpărarea pe care o avem în Hristos, care țin de lucrarea Duhului Sfânt, de transformarea pe care o face El, de puterea de a ierta, de puterea de a iubi, de a merge mai departe, știind că Dumnezeu este în control, de a nu mai pune întrebări în momentele traumatice pe care le trăim, știind că Dumnezeu este bun și tot ce face El este bun. Dacă fiecare dintre noi identificăm aceste realități în viețile noastre, de ce să ne uităm la Iacov cu judecată, încercând să-l demolăm? Iacov a fost un luptător, dar un luptător fără pricepere mulți ani. A fost considerat înșelător, dar el căuta pe Domnul. Când l-a prins la colț pe Esau, flămând, el lupta pentru ceva. Știa, eu voi fi cel dintâi. Și a zis, am făcut-o. Mi-am cumpărat dreptul de întâi născut. Aplicațiile lui par lumești. Dar Biblia nu comentează negativ niciunul din aceste demersuri ale lui Iacov. Dimpotrivă, pe Esau îl condamnă. Esau a zis, este un înșelător, bine a spus numele, pentru că nu numai cel ce ține de călcâi, înseamnă, ce acum înseamnă și înșelător. Bine a spus numele, de două ori m-a înșelat. Mi-a furat, zice el, dreptul de întâi născut și binecuvântarea. Dar Biblia nu ne spune că l-ar fi furat. El l-a cumpărat de la Esau. Atenție! Evrei 12:16, vegheați să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare și-a vândut dreptul de întâi născut. Iacov a făcut un târg și aceasta îi pune în cântar pe cei doi. Iacov, care e un luptător tenace și prinde momentul, și Esau, care e un om slab, deși avea tăria vânătorului, deși era activ. Biblia spune și-a nesocotit dreptul de întâi născut. Chiar dacă este o alegere înainte de naștere, Dumnezeu o face în baza unei realități care urma să existe, să fie în viața acestor copii care s-au născut. Că Dumnezeu vedea lucrurile dinainte.
Versetul 28 pe care l-am citat din Geneza, Dumnezeu l-a făcut pe om după chipul și asemănarea sa, poate fi și este aplicat în contextul imediat la momentul acela din Geneza. Dar el este tot atât de adevărat că este aplicabil la sfârșitul lumii. Pentru că în Evrei ne spune că în a șaptea zi a creației Dumnezeu a terminat totul. Totul s-a terminat. Inclusiv ziua venirii lui Hristos și arderea pământului acesta și noua creație s-a terminat atunci. Tot ceea ce se întâmplă se desfășoară în virtutea acestei terminări a lui Dumnezeu și se desfășoară spațiu și timp. În cer lucrurile sunt terminate de mult. Așa că Dumnezeu vorbește de Iacov că va fi cel dintâi, dar în baza a tot cunoștinței sale și a cunoștinței deciziilor care aveau să le iei cei doi. Aș vrea să vă întreb în această dimineață, cât dintre dumneavoastră nu-i cer Domnului să-i păzească în călătorie? Cel puțin eu cu Adriana, când plecăm undeva, mai întâi ne punem înaintea Domnului și zicem, Doamne, urmează să călătorim, să mergem până acolo. Te rugăm să ne păzești pe drumul acesta, să ne păzești de accidente, de situații complicate, neplăcute. Te rog, Doamne, să fii cu noi în călătoria noastră. Te rog, Doamne, să ne aduci înapoi cu bine, după ce ne-am terminat misiunea unde ne ducem. Ajută-ne, Doamne, să ne întoarcem la fiul nostru acasă, să-l găsim bine. Care dintre dumneavoastră nu face aceasta? Cine nu se roagă în felul acesta? Care dintre noi nu mulțumește și nu se roagă lui Dumnezeu pentru pâinea cea de toate zilele? Și nu zice, Doamne, aștept de la Tine să-mi dai pâinea. Și care dintre noi în situații dificile, complicate, când necunoscutul vine înaintea Lui, nu zice, Doamne, aș vrea să mă aduci cu siguranță înapoi și să fii cu mine în călătoria mea? Care nu face asta? Și dacă facem lucrurile acestea, de ce spunem că Iacov este un înșelător și că a luat relația cu Dumnezeu superficial, numai așa, Doamne, dacă îmi dai și îmi umpli cămara, atunci vei fi Dumnezeul meu? De ce așteptăm ca Iacov să fi priceput dintr-o dată că Dumnezeu însuși este răsplătirea lui cea foarte mare? Când ne uităm la istoria aceasta, trebuie să înțelegem Iacov, care nu era încă un om transformat de Dumnezeu, a cărui nume încă nu era schimbat de Dumnezeu. Dumnezeu nu se declară încă Dumnezeul lui Iacov. În acest moment, Iacov a fost de nota 10 cu steluță. Dumnezeu s-a bucurat de strădania fără priceperea lui Iacov. Pentru că de-abia în urma unei dorințe sincere ajuns să înțelegi relația cu Dumnezeu. Vreau să revin a visat o scară rezemată de pământ al cărei vârf ajungea până la cer. Îngerii lui Dumnezeu se suiau și se pogorau pe scara aceea. Cu adevărat, Domnul este în locul acesta și eu n-am știut. Cât de înfricoșător este locul acesta. Aici este casa lui Dumnezeu. Aici este poarta cerurilor. O înțelegere printr-o revelație specială pe care o are din partea lui Dumnezeu. Am menționat că ucenicilor a trebuit 3 ani și jumătate și apoi să-L vadă pe Iisus înviat ca să înțeleagă despre ce este vorba. Și ucenicii aceștia s-au apropiat de Domnul, fiecare în termenii Lui. Și în Evanghelia după Ioan ne relatează un moment în care ajunge Natanael în preajma lui Iisus. Filip a găsit pe Natanael și a zis, noi am găsit pe acela despre care a scris Moise în lege și prorocii, pe Iisus din Nazaret, fiul lui Iosif, credea el. Natanael i-a zis, poate ieși ceva bun din Nazaret?
Vino și vezi, i-a răspuns Filip. Iisus a văzut pe Natanael venind la el și a zis despre el, iată cu adevărat un izraelit în care nu este vicleșug. De unde mă cunoști, a zis Natanael? Drept răspuns, Iisus i-a zis, te-am văzut mai înainte ca să te cheme Filip, când erai sus mochin. Natanael i-a răspuns, Rabi, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești împăratul lui Israel. Drept răspuns, Iisus i-a zis, pentru că ți-am spus că te-am văzut sub smochin, crezi? Lucruri mai mari decât acestea vei vedea. Apoi i-a zis, adevărat, adevărat vă spun, că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu, suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Iisus citează din Geneza, capitolul 28, din visul lui Iacov. Ca și cum ne-ar spune, acum se clarifică și se explică ce a visat Iacov. Adevărat, adevărat îți spun că de acum încolo veți vedea cerul deschis și pe îngerii lui Dumnezeu suindu-se și pogorându-se peste Fiul omului. Avem doar o relatare cu prezența unui înger ca să-l întărească în grădina Ghețimani. Avem o relatare cu Moise și Ilie care vin din glorie să-l întărească înainte de moarte pe muntele schimbării la față. Dar de-abia acum înțelegem clar despre ce este vorba. Veți vedea cerul deschis și spune, cerul deschis pentru voi sunt eu. Și lucrurile le clarifică și mai bine când ne compară pe noi cu niște oi, iar el este marele păstor al oilor. Și face această promisiune, eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Ceea ce n-a înțeles Iacov atunci este că această ușă spre lumea lui Dumnezeu, de unde îngerii urcă și coboară, este Iisus Hristos. Acum, trăindu-ne viața în acest secol, în aceste zile, și uitându-ne la descoperirea și împlinirea lucrurilor, înțelegem că există o poartă între lumea materială și cea spirituală. Și această poartă, această ușă, este Iisus. Este interesantă exprimarea din Ioan capitolul 10, versetul 9. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra și va ieși și va găsi pășune. Cum adică va intra și va ieși? Când intră, când iese? Oh, nu. Eu sunt ușa. Dacă intră cineva prin mine, va fi mântuit. Va intra. Unde va intra? Prin mine. În domeniul mântuirii. Dacă să intri, trebuie să ieși de undeva. Va ieși din lume și va intra. Va intra, va ieși dincolo și va găsi pășune. Adică o hrană din belșug. Avem o ușă care s-a deschis în ceruri pentru noi. Este Fiul lui Dumnezeu. Prin El intrăm în prezența Tatălui. Nu de-abia atunci când ni se închid ochii și vom muri, ci am intrat în momentul în care am crezut. Dar întrebarea este, cât de mult ne-am depărtat noi de această abordare a lui Dumnezeu? Doamne, dacă îmi vei da, dacă vei face și așa mai departe, vei fi Dumnezeul meu. Am auzit de multe ori această afirmație și această invitație.
Să nu-L iubești pe Dumnezeu pentru ceea ce îți dă, ci pentru ceea ce este. Iar eu vă spun în această dimineață că este imposibil să nu-L iubești pe Dumnezeu pentru ceea ce îți dă. Este imposibil să-L iubești altfel pe Dumnezeu decât pentru ceea ce îți dă. Pentru că Dumnezeu îți dă viața veșnică. Dumnezeu îți dă iertare de păcate. Dumnezeu îți dă intrare liberă în prezența Tatălui și îți promite că vei sta împreună cu El ca și biruitor pe tronul Lui de biruință. Este imposibil să-L iubești pe Dumnezeu pentru ce este, pentru că tu te duci în iad și nu-ți dă nimic. Este imposibil. Noi iubim pe Dumnezeu pentru că El ne-a iubit mai întâi. Și iubirea Lui nu este un sentiment și atât, ci tot ce ne dă în Iisus Hristos, în Fiul Său. Problema este doar că de-a lungul unei vieți schimbăm prioritățile. Și nu-L iubim doar pentru că ne dă hrană și îmbrăcăminte și ne păzește în călătorie, ci îl iubim mai întâi de aceasta pentru tot ce avem în Hristos în locurile cerești întâi, în El. De aceea am putut să răspund atunci când am fost pus la încercare. Am putut să răspund întrebării foarte bine țintite și puse despre care v-am mai povestit, v-am mai relatat-o a fiului meu, Daniel, după ce Lucian a murit. Cauți, ești un om binecuvântat? Mi-a zis el. Și am zis, da, sunt. Și l-a zis, cauți să-L slujești pe Dumnezeu cum poți mai bine. Și ca răsplată îți ia întâiul născut. Mă lasă pe mine răzvrătit care îți fac probleme și ți-l dă pe ăsta mic pe care nu știi dacă mai poți să-l crești. Gabriel era de 4 ani jumate atunci. Și atunci am putut să fac această afirmație nu dintr-un cap care a înțeles ceva din perspectivă teologică, ci dintr-o inimă frântă înaintea lui Dumnezeu, plină de durere, dintr-un suflet care ardea înăuntru din pricina despărțirii și a durerii. Am putut să spun atunci un adevăr pe care Dumnezeu l-a zidit de-a lungul anilor în mine. Dumnezeu este bun din pricina faptului că în timpul acestei vieți scurte mi-a dat mântuirea, mi-a izbăvit sufletul de la moarte. Știu unde mă duc. Dumnezeu este bun din pricina lucrării Lui obiective pentru mine, care nu poate fi contrazisă de experiențele mele subiective. A fost o alegere să spun lucrurile acestea. Dar o alegere la 24 de ani după momentul în care m-am întâlnit cu Domnul. O viață în care am căutat cu tot din adinsul să stau lipit de El. Și toate hotărârile pe care le-am luat, le-am luat cât am știut eu și am putut de drept față de El. Încet, încet, de-a lungul unei vieți, învățăm să punem accentul pe un alt fel de binecuvântări, să ne deschidem ochii și să vedem lucrurile spirituale. Lucru care nu-i simplu, pentru că noi trăim în trup și vedem mai întâi pâinea și după aia hrana sufletului nostru, cuvântul lui Dumnezeu. Vedem mai întâi apa și apoi pe Iisus Hristos, care e apa vieții. Dar încet, încet, începem să le distingem și să vedem invers. Întâi pe Iisus Hristos. Întâi pâinea vieții care s-a coborât din cer. Și așa, de-a lungul unei vieți, cum l-a pregătit Dumnezeu pe Moise, l-a pregătit pe Iacov, l-a pregătit pe Isaac, cum l-a pregătit pe Avram, pe Iov, cum i-a pregătit pe ucenici, ne pregătește și pe noi. Și suntem parte a unei realități care în cea mai mare parte a ei este deja în cer și ne spune Scriptura că au fost făcuți desăvârșiți. Noi suntem încă aici ca o pânză, ca un material pe care Dumnezeu își pune, își imprimă valorile. Și aceste valori vin de multe ori, se imprimă noi în momentele încercării. Și vin
poansoanele acelea cu forma care izbesc acest material și dau formă pe măsură ce înaintează materialul sub în atelierul lui Dumnezeu. Dincolo se rulează totul terminat în prezența Lui și sfinții care au ajuns deja făcut desăvârșiți dintre noi înțeleg despre ce e vorba 100%. Noi încă bâșbăim, dar suntem aici, ca și Iacov, expuși acestui plan al lui Dumnezeu, să-L ducem mai departe și să ne lăsăm prelucrați de El. Pentru că va veni ziua când și noi vom deschide dincolo ochii și vom înțelege. Numele pe care nu știe nimeni, numai tu, îl are Dumnezeu pregătit pentru tine. Dar pentru aceasta va trebui să fii tenace până la sfârșit. Și încă ceva, greșelile tale în această tenacitate vor fi mult mai mici, mai puține decât al lui Iacov. Pentru că tu ești locuit de Duhul Sfânt, te-ai născut din nou și natura dumnezească deja lucrează în tine. Nu se cuvine oare să înălțăm numele unui astfel de Dumnezeu care își continuă și cu noi astăzi capodopera de formare a chipului său în oameni, într-o nouă rasă, ca să fim asemenea lui Iisus Hristos pe care l-a descoperit înaintea ochilor noștri, pe care încă nu l-am văzut așa cum este în glorie, dar vom fi ca ei. De aceea, în fața tuturor acestor lucruri și a pildelor Vechiul Testament, care ne îndeamnă să privim spre Iisus Hristos, se cuvine să nu facem altceva decât să înălțăm numele lui Dumnezeu, să fim recunoscători și să avem o atitudine smerită în așteptarea mântuirii, gata să fie descoperită în vremurile de apoi. Amin.